Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Puterea Cetățeanului. În ultimele săptămâni am discutat despre administrația publică locală băimăreană, am analizat și am analizat serviciile publice, modul în care administrația își face datoria, am ajuns să avem o întreagă telenovelă despre dezăpezirea din această iarnă. Am ajuns într-o situație în care, fără să am pretenția să trag concluzii, pot doar să emit o opinie personală, ori nu vrem să facem ceea ce trebuie, ori nu ne pricepem să facem ceea ce trebuie, mai ales că acum avem și un contract, am înțeles că avem și 12 utilaje, dar situația este cea pe care o vedem în fiecare zi și care ne provoacă mai mult sau mai puțin disconfort în viața personală și cea profesională. De aceea vă propun să începem un ciclu de emisiuni în care să discutăm despre cealaltă entitate a puterii locale, a administrației publice locale, și mă refer la Consiliul Județean. Conform regulii acestei emisiuni, am invitat doi consilieri. Aș fi vrut să fie un consilier dintr-o parte și a eșichierului politic și un consilier din cealaltă parte. Din păcate, vom avea în această seară doar un singur invitat. E adevărat un invitat remarcabil la cărui prezență îmi face plăcere în studio. Al doilea consilier, unul dintre cei greenhorn, cum se numeau, adică noi, a preferat să nu vină în această emisiune din motive pe care nu le-a putut explica, dar vă promit că din emisiunea viitoare, consilierii locali sau județeni care vor fi invitați vor primi tematica pentru a se putea pregăti și nu ne vor onora, nu vă vor onora cu prezența, le voi spune numele lor și public. Spun bună seara domnului conferențiar universitar dr. Geolog Marinel Covaci, consilier județean PNL, bine ați venit în emisiunea Puterea Cetățeanului. Bună seara! Domnule profesor, nu ne-am mai văzut în această postură de câțiva ani. Mi-aduc aminte că am avut plăcerea să vă am ca și oaspete pe vremea când erați președinte al Consiliului Județean. Și mulți ani de atunci. Mulți ani și urmăresc, sunt unul dintre oamenii care urmăresc tot ceea ce înseamnă mecanismele ale puterii și modul în care administrația publică activează în serviciul public spre interesul și numele cetățeanului. Aș putea să spun și fac această afirmație, toată responsabilitatea, că, în opinia mea personală, ați fost unul dintre cei mai buni președinți de consilii județene pe care i-a avut Maramureșul și o spun de ce. Pentru că, dincolo de faptul că niciodată n-ați căutat să fiți spectaculos, să încercați să epatați printr-o retorică din aceea belicoasă, populistă sau politicianistă, ați fost omul care ați încercat să faceți lucrurile fără să vă arogați merite în mod singular sau fără să încercați să exagerați meritele care îi revin unui asemenea om într-o funcție de demnitate publică. Greșesc? E părerea dumneavoastră? E părerea mea și au fost, păreri și păreri. Sigur, când ești o persoană publică în funcție, e foarte greu să faci în așa fel încât toată lumea să fie de acord cu ceea ce faci sau cine ești sau, sau ce reprezinți. E mai important, așa cum spuneați de altfel, să ai conștiința împăcată că faci lucrurile care trebuie să făcute. Și că acele lucruri le faci nu în interes personal, ci în interesul binelui public. Aveți ceva a vă reproșa pentru acel mandat de președinte, domnul? Cred că oricine are să-și reproșeze. Nu, nu, nu mă refer la chestiuni care nu s-au putut realiza din motive obiective, ci chestiuni care în mod intenționat sau în mod voluntar n-au fost realizate din comenzi politice sau, mă rog, din alte motive personale. Nu, așa ceva nu, pentru că până la urmă atunci când ajungi într-o asemenea funcție, îți propui niște lucruri, unele îți dai seama pe parcurs că nu o să le poți duce până la capăt, dar le vor continua probabil cei care te urmează. Și sigur, acum mai e un lucru aici. Trebuie să recunosc că, vedeți, a fost ceva mai neobișnuit pentru mine acea funcție, pentru că eu eram foarte legat de ceea ce e meseria mea, de cariera mea profesională și, sincer să fiu, chiar mă speriasem la un moment dat că mă duc acolo, în sensul că îmi voi trăda profesia. Sincer să fiu, am fost chiar la un moment dat puțin derutat și am cerut răgaz colegilor. M-am dus la București să mă consult cu cei care, într-un fel sau altul, au fost oamenii de a căror părere țineam cont. Cel care mi-a condus doctoratul la vremea aceea, vicepreședintele Academiei, profesorul Dan Rădulescu,
Nicolae Manolescu, cu care am început politica ani și ani de zile, mă rog. Ați vrut să renunțați și totuși... Da, dar ei până la urmă mi-au spus că nu, nu, n-are rost, te duci și o să vezi. Dar, sigur, e un lucru. După 4 ani, deși toată lumea spune că 4 ani e prea puțin să poți să-ți îndeplinești o parte măcar din ceea ce îți dorești, dar după 4 ani am spus clar, evident, trebuie să vină altcineva, să se gândească oricine cine dorește, pentru că ea, pentru mine a fost o experiență deosebită, trebuie să recunosc că a fost o experiență deosebită, așa cum se spune, un challenge, o provocare mare. A fost deosebit, dar deja am considerat că e suficient și că, de fapt, nu neapărat ești legat de un scaun acolo. Așa este. Ați anticipat un pic, pentru că una din cutumele emisiunii noastre este aceea de a aduce, readuce în mentalul colectiv câteva date despre invitatul emisiunii, mai ales dacă nu este un om care vine frecvent în studiourile noastre. Așadar, stimați telespectatori, domnul Marinel Francis Covaci are 64 de ani, este de profesie geolog, a absolvit facultatea, Universitatea București, Facultatea de Geografie și Geologie. Universitatea Iași am absolvit. Pardon, Iași, acolo v-ați luat doctoratul, Universitatea v-ați luat și vreau să vin direct acolo, sărind peste faza cu Iașu. Dumneavoastră v-ați făcut și studiile și v-ați luat și doctoratul într-o perioadă în care încă nu existau sau nu funcționau acele uzine de diplome, care astăzi, poate fiind în mediul universitar, vă vine mai greu să recunoașteți, dar ele funcționează. Dați-mi voi să termin cu prezentarea. Din anul 2001, dacă nu greșesc, deci până în anul 2001 ați lucrat ca și geolog și geolog șef la întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Maramureș, IPEG. O adevărată școală, IPEG, o adevărată școală a transpunerii în practică a cunoștințelor teoretice acumulate, după care, în 2001, din motive care țin de situația economică și alte conjuncturi, ați ales cariera universitară mult mai târziu decât alți colegi de-ai dumneavoastră care au lucrat în platforma mecanică sau în alte zone sau la combinat. Dumneavoastră sunteți, din păcate, în acest moment sunteți văduv, aveți un fiu, am înțeles, și aveți nepoți și în prezent sunteți conferențiar universitar doctor geolog la Catedra de Preparare Geologiei și Ingineria Mediului. Mă rog, s-au schimbat între timp că catedra e departament, sunt directorul departamentului. Să vă reactualizați și CV-ul pe care l-aveți atunci pe site-ul, pentru că nu avem altă dată. Pe site-ul universității. Pe site-ul universității. Prin urmare, aceasta ar fi elementele care vă definesc ca și profesie, ca și carieră profesională. Spuneți-mi, vă rog, dacă în mediul universitar considerați că v-ați găsit vocația sau dacă vă gândiți cu nostalgie și regret la perioada de producție, când trebuia să mergeți și să bateți dearurile și să căutați roci sau, mă rog, zăcăminte, și dacă există vreun motiv pentru care dumneavoastră, după aproape 15 ani de carieră universitară, încă n-ați ajuns să dețineți acel titlu de profesor universitar și sunteți tot conferențiar universitar. Vă rog. Da. Am venit în 1977 în Baia Mare, unde practic făcusem niște practici studențești și după aceea proiectul de diplomă în zonă. Așa că eram oarecum legat din punctul ăsta de vedere de Baia Mare. Mi s-a recomandat IPEG-ul. Nu mi-a luat că lipsă de modestie, am terminat șef de promoție pe țară și am ales IPEG, primul loc avut 90, care l-am luat. Parcă media de absolvit. Și am luat IPEG, am făcut o alegere extraordinară. IPEG-ul era cea mai bună școală de geologi din România, efectiv IPEG Maramureș. Și am avut marele noroc să lucrez cu un colectiv nemaipomenit. Deci 20 și aproape 5 de ani am lucrat ca geolog în IPEG. Sigur că a fost să zicem, o perioadă extraordinară. De ce? Pentru că prin sarcini de serviciu, mai ales din 81 până în 98, am lucrat în laboratorul de mineralogie, era unic în țară și, practic, acest laborator îmi oferea posibilitățile ca să fac studii de cercetare pe care colegi de la facultăți din București, Iași sau Cluj veneau să obțină contracte de la IPEC ca să poată să facă aceste studii sau colegii de la Institutul Geologic al României. Astfel încât numai
atras, să spun așa, alte locuri de muncă oferite chiar în București la universitate de 2 ori, pentru că aveam tot ce îmi trebuie ca cercetător în IPEC. Drept urmare, am putut inclusiv să mă realizez profesional foarte bine și abia după ce în 2001, după privatizarea IPEC-urilor, multe lucruri n-au mai mers, cercetare nu se mai făcea, am, să spunem așa, achiesat la ideea unora dintre cei de la Universitatea de Nord, care spuneau că de ce nu mă duc acolo. Am ajuns acolo. Bun, acum, sigur, partea a doua a întrebării dumneavoastră. Nu am fugit niciodată după titluri. Sunt unii care fug după aceste da, titluri? Da, este o realitate. Cum fug după titlul de doctor. Așa. Și este o realitate. Nu trebuie să ne ascundem de realitățile care sunt în România, numai că de regulă foarte puțin vor să și le spună sau să le recunoască. Pe de o parte. Pe de altă parte, sigur, niște eforturi care puteam să le fi făcut, să zicem, în sensul a mai scrie o carte, două, a încerca încă altceva, poate că, dar nu a însemnat pentru mine atât de mult asta, cât a însemnat profesia în sine ca meserie de geolog să mi-o pot face. Și, din păcate, în Universitatea de Nord și acum Centrul Universitar Nord din Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj, nu a existat, să spunem așa, specializarea geologie. Eu, ca geolog, puțin, să spunem, pe lângă specializările de acolo, astfel încât nu simțeam o atracție deosebită pe domeniul respectiv de a... Dar, sigur, nu e nicio problemă că nu titlul până la urmă e atât de important și nu vreau să aduc niciun fel de... Sunt foarte mulți, din păcate, în mediile academice din România cu titlul acesta de profesor și, din păcate, nu-l justifică. Dar, nu, asta nu e dreptul meu să fac eu aprecieri. Am o curiozitate. De ce, dacă pentru a putea să profesezi de la un anumit nivel în mediul academic, e obligatoriu să ai un doctorat în disciplina pe care, la care lucrezi, de ce credeți că a fost necesar și dacă a fost o bună decizie să se impună prin măsuri, prin reglementări, ca în administrația publică, pentru a putea să accezi la o funcție executivă, șef birou, șef serviciu, trebuie să ai neapărat un masterat. Nu contează în ce, dar să ai masterat. Puteai să ai teologia absolvită, masterat în horticultură și tu să fii director la nu știu ce departament. Știți de ce vă întreb? Nu cumva prin asta am alimentat și am deschis o altă cutie a Pandorei prin care am promovat non-meritocrația. Da, aveți dreptate. S-au făcut lucrurile în România cu heirupul. Pentru că noi a trebuit după 90 să încercăm o recuperare în timp față de societatea occidentală. Sigur că ne-am trezit că și în ceea ce înseamnă administrație publică, dacă luăm numai administrația, suntem nevoiți să facem niște pași, să recuperăm. Dar din nou am făcut așa cu heirupul și am spus, gata, trebuie să avem masteranți peste tot, pentru că așa e normal, că uitați că... Și atunci de ce am ajuns, din păcate... Explicați-mi de ce e normal. E păi nu, normal era în altă parte, dar... Nu, și normal era ca așa cum era în Occident să fie și în România. Dar acolo oamenii se pregătesc pe domeniul respectiv. Ori aici s-a deschis, cum am spus foarte bine, o cundia Pandorei, dar... mulți au considerat, ok, eu trebuie să am un masterat, n-are importanță în ce. Și atunci, sigur că și-a făcut fiecare masterat un general în ceva. A devenit și doctoratul, titlul de doctor în România, un fel de snobism, un fel de accesoriu burghez pe care oamenii din anumite medii vor neapărat, mai ales din mediul politic în ultimul timp, să și-l aghețe la revers. Pentru că făceam o analiză într-o emisiune, domnule profesor, și dacă înainte de 1990, în 40 de ani, au fost doar 1500 de titluri de doctor, din 1990 și până acum sunt peste 30.000. Bun, și aici România avea de recuperat o chestiune foarte importantă, și anume... La această dimensiune? Da, nu știu dacă la aceasta neapărat, dar vreau să spun așa, în perioada respectivă comunistă, nu puteai să... n-aveai acces la doctorat și, de exemplu, din 1981 până în 89 nu s-a mai dat voie la nicio înscriere la doctorate și nu s-au mai putut înscrie și nu s-au făcut concursuri pentru doctorate,
pentru că a fost acea situație cu regimul lui Elena Ceaușescu, academicianul, și nu trebuia să mai fie doctor și așa mai departe. Bun. După aceea, în schimb, sigur că există o diferență între modul în care s-a mers în învățământ și în educație. Școala de tip Bologna, cu ciclu de licență, master, doctorat, pentru ceea ce înseamnă învățământ, învățământ superior, presupunea ca undeva la 20 și un pic de ani tu deja să-ți faci doctoratul, prelungirea studiilor. Cel care este foarte bun și vrea să-și facă doctoratul, rămâne după masterat, face doctoratul. Cu alte cuvinte, la 30 de ani cel târziu, tu ajungi cu doctorat. Ei, la noi nu era posibil, așa că eu mi-am dat doctoratul la 46 de ani, să zic așa, alții și-au dat, deci acum, nu, 44, cu 20 de ani. Alții și-au dat doctoratul când au putut, dar acum, închizând paranteza, evident, nu este în regulă ce se întâmplă în România legat de doctorat. Dumneavoastră v-ați plagiat lucrarea de doctorat? Asta ar fi culmea. Nu, e o întrebare care o pun tuturor celor care știu că au titlul de doctor, pentru că sunt politicieni, inclusiv în partidul dumneavoastră, care au titlul de doctor și despre care există suspiciuni foarte rezonabile. Bun. Că și-au obținut titlul pe alte criterii decât cele de competență, cercetare științifică și așa mai departe. Știu și cred că există asta. Să mai vorbim de plagiat asta la nivel înalt, domnule profesor. Da, așa este. De la șefa DNA-ului până la ministrul de interne, până la ultimul căruțaș care și el și-a făcut nu știu ce școală privată, toți vor să aibă doctorat. Pentru ce? Bun. Cine îl poate face în mod corect, pe munca proprie, pe ceea ce înseamnă intelectul lui și pe munca nemaipomenit de grea de a studia și a face ceva care să admită o comisie. Pentru că nu, asta e aici. O comisie, cel puțin de 5 persoane, care trebuie să-și dea avizul, care trebuie să citească lucrarea, care trebuie să facă un referat în detaliu pe fiecare capitol din lucrare și să spună la final că apreciază lucrarea și în ce mod. Sunteți conducător de asemenea lucrări doctorale? Am fost în comisie de doctorat. Ați fost în comisie. Spuneți-mi, vă rog, care este procentul admisibil în opinia dumneavoastră pentru o lucrare care să fie declarată plagiat sau non-plagiat? Nu, există acele softuri de care se tot discută, dar în general, dacă ai un plagiat, dacă ai în lucrare capitole preluate din alte lucrări sau pasaje substanțiale, fără citări, și acest lucru depășește, să zicem, până în 5-10% în opinia mea, consider că e plagiat. Știți foarte bine, decizia care s-a dat în cazul procurorului șef DNA, s-a decis că doar 6% din lucrare este plagiat, adică este copiat fără indicarea sursei. Domnul profesor, citeam că în Occident până și ați asuma o idee. Absolut. Și să o pui într-o lucrare doctorat se consideră furt și plagiat. Da, da, e clar. Să închidem acest capitol. Și n-am vrut să fiu lipsit de reverență față de dumneavoastră, pentru că există în țară și chiar în Baia Mare și chiar în universitate la noi oameni absolut remarcabili care merită tot respectul. Totuși îmi permit să vă întreb, pentru că presa speculează la nivel național, care este prețul unui doctorat? Se spune că se merge de la 5.000 de euro la un doctorat mai lejer într-un domeniu unde poți să pregătești 5-6 lucrări, le ai gata însertat, și până la 30.000 de euro. La Baia Mare există o bursă a doctoratelor? N-am auzit. Eu sunt extrem de mirat că dați niște cifre. Nu, pentru că eu n-am auzit. Am proprietatea afirmațiilor, eu sunt foarte sunt convins de asta. Deci asta sunteți mai informat ca mine în domeniu, sunt convins. Nu, eu vă întrebasem dacă ați auzit despre așa auzit. Ceva. N-am auzit. E în regulă. Domnul profesor, să mergem mai departe. Am terminat, sunteți un onorabil cadru universitar, care îți spuneați că mai are 2 ani, 3 ani până la momentul în care... Chiar mai puțin chiar de 2 ani. Chiar mai puțin trebuie să puneți un arma în rastel. Mi-aduc aminte de dumneavoastră. În 2007 ați făcut o afirmație publică spunând că este foarte mare păcat, și după aia vreau să intrăm pe partea de scurt politic și administrație, ați făcut următoarea afirmație: este păcat că unele exploatări minere sau spații minere nu au fost transformate în muzee și să fie introduse într-un circuit care să poată fi vizitat. Eu lansasem în 2011 actualului edil sub control judiciar ideea unui muzeu al mineritului în Baia Mare, pentru că chiar aveam ce să facem. Vă aduceți aminte când ați emis acea părere? Era imediat după realizarea unui studiu la nivelul Consiliului Județean
Pentru că în 2006 noiembrie s-a închis mineritul Maramureș și pentru aceasta mi-am dat seama atunci că era ultima posibilitate de a inventaria potențialul minier de viitor muzea, de viitor muzeal, să zicem, circuit de muzee. Și atunci colegii de-ai mei și de la universitate, de la Muzeul de Mineralogie, foștii PEC, de la Clubul Speleologic Montana, arheologi, au făcut un studiu foarte, foarte frumos în care s-a inventariat și acest studiu, bineînțeles, a stat la baza ceea ce noi doream să facem, și anume un proiect prin care, într-adevăr, Maramureșul, așa cum am văzut în alte țări, dau exemple, Norvegia, Italia, Spania, Franța, foste exploatări miniere le-au transformat în muzee de succes. Din păcate, totul, absolut tot, toate încercările, chiar dacă se spunem nu s-a insistat foarte mult, toate se izbesc de un singur lucru aici. De un singur nume. Remin. Remin. Așa este. Și pentru că toate zonele din jurul exploatărilor miniere, nu numai ceea ce este exploatarea minieră, au o suprafață mare delimitată ca fiind perimetre de exploatare ale în zonelor miniere, de dezvoltare unele, ele nu pot să treacă din patrimoniul Remin al statului român decât prin hotărâre de guvern în patrimoniul, de exemplu, public al județului. Ca județul și deci Consiliul Județean, fiind proprietar, să poată să aplice pe o sursă de finanțare cu fonduri. Bun, dar un muzeu al mineritului, într-un alt spațiu, undeva, era imposibil de făcut? Păi există o secție la Muzeul de Arheologie și Istorie, secția de minerit. Au făcut un efort și mă bucur că s-a făcut lucrul ăsta. Există intenția Muzeului de Mineralogie de a face și chiar astăzi am avut discuția cu domnul director, care mi-e și coleg la universitate, pe tema aceasta, cum să facem să găsim, pentru că împreună am fost la domnul președinte Zetea în sfârșitul de noiembrie, început de decembrie cu această temă, cum și ce să facem, care ar fi pașii, pentru că domnul director al Muzeului de Mineralogie încă din oferta sa managerială venise cu ideea asta și sigur că problema rămâne, măcar undeva o galerie să o putem amenaja în scop vizitabil muzeal. Domnul profesor, acum 3 ani, de la Muzeul de Mineralogie s-a furat un obiect de inventar extrem de important și celebru. Știți cumva ceva? Acel caz a fost găsit? N-a fost găsit? Nu, și culmea este că nimeni nu mai spune nimic. Eu am înțeles că este în colecția unui cetățean izraelian care l-a cumpărat prin... Da, asta este o altă discuție, haideți să o purtăm altodată. Domnul profesor, sunteți membru al Partidului Național Liberal. În ultimul an am avut ocazia să fiu mai oarecum apropiat de ceea ce înseamnă organizația liberală, județeană, municipală, prin faptul că am avut oarecare tangență cu alegerile locale. N-am înțeles niciodată acea diferență care exista între organizația municipală și cea județeană, ca și calitate a oamenilor. În primul rând, din punct de vedere doctrinar, în al doilea rând, din punct de vedere ideologic. În al treilea rând, prin faptul că eu întotdeauna am considerat că Partidul Național Liberal este un partid care nu ține neapărat să aibă foarte mulți oameni și să aibă cârciumari, berari, nu știu, agricultori, tot felul de meserii onorabile de altfel. Ci era mai demult un fel de partid care reprezenta o anumită categorie, un fel de elită a politicii și care a ajuns astăzi să aibă în rândurile sale oameni condamnați pentru, nu știu, conducerea sub influența alcoolului, oameni care sunt cercetați pentru fapte de corupție. Ați ajuns chiar la performanța, domnule președinte, și v-am apreciat intervenția vocală din acea ședință cu scântei, am ajuns la acea performanță ca organizația județeană să fie condusă de un social-democrat exclus. În 2 minute vreau să-mi explicați și mie ce se întâmplă cu Partidul Național Liberal pe ansamblu, pentru că am ascultat astăzi și intervenția doamnei Turcanu și dincolo că este prezentabilă și că dă bine pe ecran și ar putea fi un excelent purtător de cuvânt, n-am depistat accente de lider. Și ce se întâmplă cu PNR Maramureș? Azi, cine conduce? Ce se întâmplă? Și dacă mai e vorba de o conducere colectivă sau avem un autocrat care reprezintă organizația? Vă rog. Da, mi-e și greu să vă spun niște lucruri acum, pentru că... Spuneți-mă ceea ce se poate. Nu. De ce spun asta? Pentru că suntem într-o situație dificilă, Partidul Național Liberal. Am greșit Liberal. În aprecierile nu, nu, deloc. Suntem într-o situație dificilă
Și dacă nu avem curajul să recunoaștem acest lucru, evident că nu vom găsi nici resurse de a schimba lucrurile. Din păcate, mulți asta vor. Să ascundă sub preș, ca întotdeauna, că în România e mai ușor să ascund sub preș și după aceea o să vedem noi cum ne descurcăm, ceea ce nu e deloc în regulă. Unii fiind cine? Nu cetățeanul. Unii din leadership-ul PNL. Ok. Cetățenii niciodată nu sunt de vină. Să fie foarte clar, politicienii trebuie să-și asume toate greșelile, inclusiv a cetățenilor. Nu că cetățeanul n-a știut ce să voteze, să fie clar. Este bine când votează emoțional odată la Bun, să spunem că asta se întâmplă peste tot în lume. Bun. Care e situația la PNL? În acest moment, la nivel central, pentru că de acolo trebuie totuși să se schimbe în primul rând lucrurile, la nivel central urmează să fie un congres, trebuie să se aleagă o nouă conducere, lideri, și în prealabil va trebui să fie conferințe județene și alegeri locale, adică în filialele locale, astfel încât, practic, să se ajungă la o reconstrucție de jos în sus a partidului. Ultimii 2 ani au fost 2 ani de zbateri. De ce? Pentru că intrasem într-un proces de fuziune care nu se mai termina, nu s-a terminat nici acum, decât într-o oarecare măsură, și aproape totul se făcea prin numirile de la centru. Numirile de la centru erau de multe ori suficient de subiective pentru că nu aveau toate elementele din organizații. Asta adică este așa democratic, al vechiului partid comunist. Nu știu, dar așa ne-am trezit și noi cu un președinte pe care, prin ceea ce noi solicitasem Bucureștiului, a fost altceva, am primit altceva. Asta este. Și când vor avea loc alegerile la nivel de municipiu, județ? Trebuie să fie în primăvara aceasta și cât mai repede, după părerea mea. Sigur că s-ar putea ca mulți din liderii de la București, dorind să-și mai păstreze locurile, să spună, las că avem timp. Dar ce beneficii are un lider național? Liderii naționali, în primul rând, și la noi... Dincolo de notorietate. Da. Au niște mulți... salarii speciale, niște indemnizații? Nu, pentru că la partid nu-i plătim nimeni. Păi și atunci? Știți cum e... Dacă el e lider, e un fel de șef deja. Deja se vede puțin miroase a putere și îl îmbată puterea repede. Drept urmare, toate, să spunem, acțiunile lui sunt în spectrul ăsta. Eu sunt aici, adică sunt pe undeva sus. Iar mentalitatea românului de jos este, bă, dacă ăla e șef și mahăr, înseamnă că el știe multe. Cine este președintele al PNL în Baia Mare astăzi? În Baia Mare sau în Maramureș? În Baia Mare și Baia Maramureș. Să luăm ierarhii. Noi suntem într-o situație cu totuși, cu totul ieșit. Domnul Bogdan Ionuș a dat demisia publică. Păi tocmai nu mai avem președinte. Nu aveți președinte. Cine girează activitatea? Nimeni. Puneți-l pe domnul Crișan de la TNL Baia Mare să conducă el. Bun. Acum să vă spun ceva. Și la județ? Sper că într-o săptămână să avem rezolvată situația PNL Maramureș. Prin adică... numire de la centru? Păi prin ceea ce noi am întreprins. Adică la nivelul filialei, marea majoritate, aproape 80% din membrii biroului politic județean și-au dat demisia. Dându-ne demisia, solicitând demisia președintelui, domnului Dola, cum dânsul nu consideră că trebuie să-și dea demisia, atunci sigur am demisionat noi. Astfel am solicitat conducerii centrale să se ia măsuri. Acum, PNL Maramureș are un președinte și atât. Ori președintele atunci nu are cu cine să conducă statutar. Domnul profesor, eu știu că un partid politic înseamnă, printre altele, și viață de partid. Asta înseamnă activități, asta înseamnă ședință, asta înseamnă întâlnire cu membrii, audiențe, etc. Se întâmplă ceva acolo, efectiv, în acest sens. Deci, în acest moment... Întâlniri cu OSV-urile, ceva. Deci, în acest moment, în Partidul Național Liberal, filiala Maramureș, nu se întâmplă nimic. Am înțeles. Sunteți genial ca și... Nu sunteți în PNL de când, domn profesor? Păi eu am început politica în 90 și în 91 am înființat în Baia Mare Partidul Alianței Civice. În 98 Partidul Alianței Civice a fuzionat cu PNL. Corect. Și de atunci practic sunt PNL. Da, deci se consideră vechimea deci din 91. 20 de ani, 26 de ani aproape. Cam și pot să vă pun o întrebare mai incomodă? Sigur. De ce v-ați lăsat călcat în picioare atâți ani? În ultimii ani mai ales. Nu cred că m-am lăsat călcat în picioare, că am avut totdeauna opinii față de cei care, mă rog, probabil că nu erau... Domnul profesor, lăsați-mă cu retorica academică. Nu, nu, nu. Nu sunt în PNL Maramureș în acest moment prea multe personalități onorabile și respectabile de nivelul dumneavoastră. Și nu spun ca să vă periu că nu sunt genul ăla de om. V-ați lăsat călcat în picioare, domnule profesor. Nu știu. Dumneavoastră și alții. De ce? Dintr-un sentiment de culpă, de vinovăție sau de ce?
Nu, eu sunt de regulă un om care sunt disciplinat și respect statutul partidului. Cât timp au fost hotărâri luate pe statut, n-am putut să fac altceva decât să votez eventual împotrivă. Așa cum am votat împotriva, să spunem, alianții cu Coaliția pentru Baia Mare. Sau, mă rog. Să ne întoarcem la administrație, mai avem undeva în jur de 20 de minute. Domnul profesor, în momentul în care eu vreau să invit pe cineva și încep să mă documentez, o iau de la site-ul instituției. Când v-ați uitat ultimul pe site-ul Consiliului Județean? Înainte de sărbători. Dincolo de faptul că este doar unilingv, adică nu reușesc să conving nici primăria, nici Consiliul Județean, vrem să ieșim în Europa, vrem să aducem oameni, vrem să devenim un pol de turism internațional, dar nu suntem în stare să facem un site, măcar în două limbi de circulație, engleză, franceză. Corect. Nu suntem în stare, dar dăm bani pe tot felul de tâmpeni. Vreau să vă întreb, de ce nu se respectă transparența decizională? Pentru că nu sunteți consilier județean din acest mandat. Sunteți de mai mult. Și am să vă spun de ce. Pentru că în conformitate cu prevederile legale, și dacă vreți, vă citez exact și din lege, dar am pierde vremea, și din regulamentul organizării și funcționării Consiliului Județean, sunteți obligați, Consiliul Județean ca entitate, să puneți pe site procesele verbale ale ședințelor de Consiliu. Și minutele prevede clar și în articolul 10, da, legea 52 pe 2003, minuta ședinței publice, incluzând votul fiecărui membru, cu excepția cazului în care s-a hotărât vot secret, va fi afișată la sediul autorității publice în cauză și publicată în site-ul propriu. Nu e sau, și. Nu, și. Nu e negociabil, domnule profesor. Ei bine, vreau să vă spun că de când există nou mandat, nou Consiliu Județean, ați avut în total o mulțime de ședințe. Vreo 10 cel puțin. În iunie 2, nu, în iulie 1, în august 3, în septembrie 2, deci, în octombrie 2, în noiembrie 3, în decembrie 4. Deci 17 ședințe. Bun. Iar pe site se află, domnule profesor, procesele verbale a 5 ședințe. 22 iulie, 29 iunie, 24 iunie și 3 februarie, 27 ianuarie din vechiul mandat. Deci aveți 3 asemenea procese verbale. Puteți să-mi explicați mie, ca cetățean, care vreau să mă informez, ce face Consiliul Județean al cărui membri i-am votat și eu, domn profesor. Nu contează pe cine, dar i-am votat. Întâmplător am votat liberalii și mă vă spun. Rog, chiar dacă nu, n-are importanță. De ce nu se pun aceste informații acolo? N-am răspuns, vă spun sincer. Dar sigur e un lucru. Ca cetățean, dumneavoastră sau oricine, poate să întrebe, începând cu conducerea executivă, pentru că totuși ei trebuie să. Și bineînțeles până la următorii care de fapt au în atribuție acest lucru, din păcate, și eu meteagnă, n-avem ce face, toată lumea spune, păi nu reușim să facem la timp, pentru că suntem aglomerați cu aia, cu aia, cu aia altă. La Consiliul Local, legea 215 spune clar, în termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul Unității Administrative afișează la sediul primăriei și pe pagina de internet o copie a procesului verbal. Să traduc din românește în românește? Nu. Legiuitor a spus așa. Dar vedeți că Consiliul Județean nu are secretar. Ok. Eu știu că aveți un profesor în putere. Vom ajunge și acolo. Pentru că trebuie să intrăm imediat pe publicitate. Și ați adus vorba despre conducere. Aș vrea să-mi spuneți de ce există pe site raportul președintelui Consiliului Județean după perioada 2014-2015 și lipsește raportul de perioada iulie 2015-iulie 2016. N-a fost prezentat încă. În ianuarie spunea că îl prezintă. La 6 luni după ce s-a finalizat mandatul. Nu, vorbiți de mandatul vechi? Vorbesc de vechiul mandat al președintelui Ciceu. Deci 2014-2015 apare, 2015-2016 nu apare. Credeam că al noului președinte. Vreau să vă mai spun și altceva. În 2015 au fost puse pe site, sau sunt puse pe site în arhivă, și procesele verbale doar de la ședințele ordinare în 2015. În 2014 erau puse pe site, sau sunt puse în arhivă pe site, și de la ședințele ordinare și la cele extraordinare. Normal ar fi de la toate. N-ați vrea să faceți ordine un pic acolo și să rugați președintele Consiliului Județean să își intre în atribuții ca și reprezentant și să-și facă datoria. Luăm momentul de publicitate și revenim după aceea.
Societatea Sănătății Maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262-274-508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Știi bine că nu te poți spune cu natura. Dezastrele se întâmplă, iar tu le preîntâmpini dacă ești asigurat la Campion. Vino și încheie în condiții avantajoase polițe RCA și casco, asigurări pentru locuințe, sănătate, pensii sau asigurări de viață. Campion, broker de asigurare. Una dintre cele mai active companii românești de brokeraj în asigurări. Și tu poți fi campion. Doamnelor, domnilor, suntem din nou în direct la Puterea Cetățeanului. Discutăm despre activitatea Consiliului Județean și l-avem ca și invitat pe domnul conferențial universitar dr. Geolog Marinel Covaci, consilier județean Maramureș din partea Partidului Național Liberal. Domnule profesor, înainte de pauză vă atrăgeam respectuos atenția și noastră, făceați trimitere că există oameni care răspund în acest sens de a pune. Așa este. Normal, șeful instituției răspunde. Dar eu vreau să mă reprezentați dumneavoastră, să reprezentați pe cei care... și să-l interpelați pe domnul președinte în prima ședință, spunând, mi s-a tras atenția într-o emisiune publică, că există nereguli vis-a-vis de transparența decizională și că ele nu sunt negociabile. Să mergem mai departe. Voi face. Vă rog. Bugetul pe 2016, gradul de realizare, situația financiară, n-am găsit nimic. Dar știu de asemenea că în perioada ianuarie-iunie, bugetul pe 2016 a fost modificat de 19 ori prin dispoziția ale președintelui Consiliului Județean Maramureș. În exemplu, în februarie, de 3 ori în dispoziția 32 în 5 februarie, dispoziția 42 în 19 februarie, dispoziția 49 în 29 februarie. De ce au fost nevoie 3 dispoziții de modificare? Nu știu. O singură lună. Nu vă pot răspunde. Lista investițiilor a fost modificată de asemenea în perioada ianuarie-iunie 2016 de 54 de ori. Domnule profesor. Bun, astea cu listele de investiții, fiecare instituție, pentru că sunt foarte multe instituții în subordine. Patru mai importante, dar, nu, dar sunt și celelalte. Sunt multe. Și ansamblu, așa este. Și ansamblu, și mai e și Direcția Protecția Copilului și așa mai departe. Fiecare instituție, la un moment dat, are de la începutul anului o listă de investiții propusă și pe urmă, pe parcurs, se adaptează. Fie nu mai poate să achiziționeze ce dorea, fie are nevoie de altceva sau intervin. Sigur, acolo există. Nici nu pot să spun de ce 50 și nu mai puține. Bun. În perioada 17 septembrie 2012, 10 decembrie 2015, deci cu 6 luni înainte de alegeri, existau contabilizate la Consiliul Județean Maramureș 130 de deplasări în străinătate. Dumneavoastră în câte ați fost, domnule profesor? Niciuna. Niciuna. Pe 2016, pe perioada vechiului mandat, încă nu sunt făcute publice. Vreau să-mi explicați și mie. Nu mă interesează, sau nu știu, am partea de costuri. Că vă pot da o cifră uluitoare. Care este eficiența acestor deplasări? Spuneți-mi, mă rog, ce s-a făcut benefic pentru județul Maramureș? Câți investitori ați adus? Câte târguri internaționale? Că de mers mergem și acum suntem, nu știu, la Viena sau unde suntem, dar, că până ce nu avem aeroportul terminat, până ce suntem un oraș izolat, fără drum rapid sau autostradă, până ce transportul feroviar este la pământ, dumneavoastră, ca și diriguitori ai județului, la ce vă așteptați? E bine că mergem în deplasare. 130 de deplasări în sănătate mi se pare super ok. Acum, nu știu ce înseamnă cele 130, m-ați făcut curios și o să mă interesez și eu. Adică e vorba de deplasări în care noi, consilieri, așa cum v-am spus cu sinceritate, eu n-am plăcut niciodată... Consilier, membrii aparatului, administratorul public, președintele... Bun, sigur, par la prima vedere multe, recunosc, nu știu. Și sincer fiu, nu știu ce înseamnă toate aceste deplasări. Eu însă am următoarea părere. Maramureșul trebuie să se promoveze în primul rând. Evident că pentru a te promova trebuie să ajungi acolo unde poți să te promovezi. Domn profesor, vă opresc cu tot respectul care am pentru dumneavoastră. Eu sunt acum cu dumneavoastră în Viena, da? Dumneavoastră sunteți în delegație și îmi spuneți. Județul Maramureș este un județ cu un potențial turistic imens. Cu niște oameni primitori. Cu niște tradiții, nu știu ce. Și eu, britanic fiind, spun, ok, vă rog, dați-mi vă rog site-ul dumneavoastră. Cum să...
Ok. Există site-ul și s-au făcut, pentru că Visit Maramureș, site-ul Centrului de Informare Turistică, și acum s-a făcut și încă un nou site, sunt destul de bune. Dar problema e următoarea. Știu că în mandatul meu, de exemplu, mi-era frică să vorbesc în fața tuturor și, în general, în conferințe de presă, de faptul că trebuie să merg și, de multe ori, nu mai mergeam la unele din întâlnirile obligatorii în străinătate, care erau, de altfel, importante, pentru că toată lumea spunea, a, se plimbă iarăși în străinătate. Sunt două lucruri aici. Maramureșul a fost foarte bine reprezentat, în general, în niște organisme internaționale, și lucrul ăsta nu trebuie să rămână fără efect. Și din păcate a rămas, că după aceea s-au pierdut lucrurile astea. Noi am fost în Consiliul Europei, în ceea ce însemna Congresul Puterilor Locale. 10 oameni din România erau și noi, Maramureșul, prin președinte, eram acolo. Mergeam la Strasburg, mergeam la Bruxelles. Problema este următoarea. Acolo poți să fii în legătură cu președinți de peste tot din Europa. Cu cine, domnule profesor? Oameni care nu vorbesc corect nici românește? Câte limbi străine știau oamenii care mergeau acolo? Nu știu, eu știu... Mergeam cu translator după noi? Nu știu, eu știu un singur lucru, că astăzi trebuie să se schimbe acest lucru. Mai avem 7 minute. Da. Vreau să-mi spuneți bugetul, proiectul de buget pe 2017, dacă a ajuns la dumneavoastră ca membru al Consiliului Județean. Nu, păi nici nu are cum, pentru că noi suntem o instituție care primim bugetul din bugetul consolidat al statului, acesta nu este gata. Bun, dar un proiect v-ați făcut pe partea de investiții sau ceva? Deci la Consiliul Județean nu poți să-ți faci un proiect decât din ceea ce știi că sunt acele proiecte care merg cu finanțare europeană și în care este, să spunem, continuarea etapelor respective și având în spate un credit pe care tu l-ai accesat, că are Consiliul Județean creditul, deci acolo mergi cu bugetul și știi cum îl faci. Altceva, mai poți să mergi cu anumite lucruri care le gândești din ceea ce poate să fie excedentul din anul precedent și există și a existat în general un mic excedent întotdeauna și atunci cu ăsta iarăși poți să-ți prognozezi cam ce faci. Păi, dar văd că pe 2016 ați avut 367.565.800, iar pe 2017 aveți mai puțin cu 100 de milioane, 252 prognozat, estimat. Bun, tocmai asta este, că atunci, sigur, trebuie văzut ce va fi bugetul efectiv. Pentru că la Consiliul Județean, propriu-zis, există bugetul propriu al Consiliului Județean, care se împarte pe instituțiile din subordine. Știu, îl am aici. Sigur, sunt convins. Și în rest sunt doar fondurile de dezvoltare, care sunt și alea puține în raport de ce înseamnă dorințele și necesitățile UAT-urilor. 6 minute, cele două mari proiecte ale județului, domnule președinte. Aeroportul Baia Mare și proiectul de SMID, sistemului management mental deșeurilor. Așa. Vă rog. Vedeți, sunt două proiecte care fiecare din ele au însemnat mari, să spunem, dereglări în timp. Proiectul aeroport. De pe vremea mea am dorit să-l facem. Am avut și Austrian Airlines aici și așa mai departe și au căzut toate mulți ani. După aceea s-a forțat nota mergând să aprobăm că vom face, că vom primi o finanțare fie din fonduri europene, fie din guvernamentale. Mi s-a spus că guvernamentale n-au mai fost. Drept urmare am fost puși în situația totuși să începem și să facem pentru că nu se mai putea. Și acum va rămâne să vedem dacă se va finanța sau nu. Și sunt mici speranțe să se finanțeze. Eu am văzut promisiunea aici în emisiune și de la domnul Titea de la PSD și domnul președinte Zetea spunea că cu siguranță vor fi resurse guvernamentale. Ne dorim. Să când dea va fi domnul gata aeroportul, domnul președinte? Păi eu cred există că... Există un termen stabilit? S-a depășit. Am înțeles. Spuneți-mi de celălalt... Cu proiectul cu deșeuri. Vă rog. Acolo, în acest moment, problema principală este pe amplasamentul depozitului ecologic, unde un studiu inițial geotehnic a fost, se pare, destul de superficial. Nu am întrebat întâmplător. Da. Și legat de proiectele noastre, că am văzut că s-au urnit dealurile. Păi da, tocmai că studiul geotehnic a fost un studiu superficial,
Nimeni n-a luat în seamă acest lucru la vremea respectivă, din cei care manageriau proiectul. Și nu asta ți-a întrebat, măcar? Nu, atunci n-aveai cum să-ți dai seama din afară că ceva nu e în regulă, că nu puteai să vezi totul. Dar exista un studiu. Că exista un studiu și era un managerul de proiect și cu toți ceilalți. Ideea este că acum, de fapt, un alt studiu se întreprinde pentru că s-a ajuns la situația aceasta ca depozit ecologic pe amplasamentul respectiv să aibă probleme. În 2017 trebuie închise depozitele actuale. Așa este. Știți foarte bine, a fost directorul general Drusal într-o emisiune și a spus că Consiliul Județean a venit în întâmpinarea situației cu niște rezolvări, cu niște paliative, cum ar fi, de exemplu, identificarea unor terenuri în niște comunități unde se găsesc niște gropi temporare. Vă rog să-mi spuneți, după experiența sârbii, doamna Bura și toate celelalte, pentru că dacă un consiliu local, cum e la Fărcaș, a aprobat o hotărâre de consiliu care a putut fi atât de ușor răsturnată, vă rog să-mi spuneți unde v-ați gândit, noastră Consiliul Județean, să faceți acele depozite temporare până ce se va termina depozitul de la Fărcaș. În acest moment n-am informația. Bun, dar în iulie se închide groapa de la satul lung, domnul. Sau satul nou, domnul. Satul nou. Bun, aici e o chestiune care se poate negocia ca acea închidere din iulie să fie, de exemplu, odată cu ceea ce înseamnă finalizarea proiectului probabil în octombrie-noiembrie. Mi-am permis să vă fac acest proces de intenție, cu tot respectul, dar cu toată rigoarea, pentru faptul că domnul Zete a fost vicepreședinte al Consiliului Județean în mandatul anterior, iar noastră sunteți consilier județean senior acolo. Aveți experiența câteva mandate și aceste două proiecte nerealizate ar fi trebuit să vă dea de gândit în momentul în care v-ați asumat încă un mandat în care va trebui să intrați totuși cu fruntea jos. Cu observația că ceea ce s-a întâmplat în ultimii măcar 2-3 ani, să zicem așa, partidul pe care îl reprezint acolo a fost în opoziție. Este și astăzi în opoziție și, drept urmare, cei care în mod normal și firesc ar trebui să-și asume este cei care au conducerea propriu-zisă. Domnul președinte, vremelic, iertați-mă, domnul profesor, președinte, tot vine să vă spun că ați avut demnitatea de șef al Consiliului Județean. Au existat temporal și în viața mea momente când, fiind în niște entități unde nu reușeam să-mi impun punctul de vedere și știam că am dreptate, decât să-mi asum o formă de complicitate individuală sau colectivă, am preferat să plec. Există o demnitate a funcției publice. Noastră nu trăiți de indemnizația de consilier județean. Noastră n-aveți nevoie neapărat de această demnitate publică doar ca să fiți umilit de o putere inconștientă și responsabilă. Sunt de acord cu ce spuneți, cu observația. Ca în politica românească, elitele și oamenii valoroși din intelectualitatea română spune politica e murdară, stăm deoparte și atunci, din păcate, ajungem acolo unde suntem majoritatea, cu ce ați pus la începutul emisiunii, și cei care mai au un cuvânt de spus, dacă s-ar retrage cu toții, înseamnă că nu știu unde am ajunge. Era singurul răspuns care îl pot accepta ca fiind de bun simț. Mai există în afară de noastră vreun cadru universitar care e implicat în administrația publică județeană sau locală? Local am chiar o colegă care este consilier municipal. Așa? Și e Cristian Anghel, mă rog, de o viață. Da, deci sunteți doi din mediul universitar. Păi lumea fuge de politică. Domn profesor, regula emisiunii la sfârșit se pun trei întrebări incomode. Mai avem 30 de secunde. V-aș ruga să vă limitați la niște răspunsuri foarte, foarte scurte. Considerați că fuziunea PDL-PNL a constituit o greșeală politică care a determinat această scădere sau surpare a prestigiului și notorietății Partidului Național Liberal? Parțial. Parțial. Vă veți depune candidatura pentru funcția de președinte al organizației județene a PNL Maramureș? Nu. Și ultima întrebare. Cu toată sinceritatea, vă spun ca om și ca cadru didactic. Nu o să credeți că se va mai deschide mineritul în Maramureș? Nu. Domnule profesor, vă mulțumesc mult pentru amabilitatea și disponibilitatea de a participa la această emisiune. Mulțumesc. Apreciez și eu pentru sinceritatea invitație de care ați dat dovadă. Și asemenea tuturor celor pe care am invitat în această emisiune pe acel scaun și fac parte din ceea ce înseamnă putere, fie ea administrativă, executivă sau politică, vreau cu respect să vă atrag atenția că indiferent cât de mult credeți, doriți sau prezumați că dumneavoastră sunteți cei care decideți destinul și viitorul nostru, să nu uitați niciun moment. Puterea este a cetățeanului. Foarte corect. Vă mulțumesc mult. Bună seara, ne vedem lunea viitoare.